primele gânduri care îți vin în minte atunci când auzi numele unicului capitan, Cătălin Hîldan? Ambiție. Ambiția lui pe care a avut-o față de clubul Dinamo și dărnicia pe care a avut-o pentru acest club. Cât de mult s-a dedicat și ce a însemnat el pentru Dinamo și ce înseamnă acum pentru noi. Se vede, nu? Dumnezeu să vede. Oriunde aș fi, toți dinamoveștii ne veghează și joci cu gândul la doar la Dinamo. Probabil că este îngerul păzitor și de fiecare dată la fiecare meci ne îndreptăm că trebuie să ne ofere ce trebuie în plus să câștigăm. Piele de găină, când auzi numele. Eu l-am cunoscut personal și gânduri n-ar fi decât mi se face pielea găină numai când aud. Atunci când a murit, eu eram în Statele Unite și am zburat de urgență să fiu la mormântarea lui. E în inima mea pentru totdeauna și va rămâne acolo. Regret, emoție și, din păcate, așa a fost să fie. Nu se poate schimba nimic. Determinare, iubire pentru Dinamo. E un exemplu pentru generațiile care vor veni. Acest lucru, să ieșim din acest impas. Foarte important. 23 de ani de când nu mai îl avem. Ce credeți că le-ar fi zis el băieților dacă ar fi fost în vestiar cu ei în perioada? Să lupte, să fie conștienți, să se dăruiască total pentru culorile acestui club, fiindcă are o istorie demnă de urmat de ceilalți jucători care vor veni de acum încolo. Ce știm cu toții, adică cum era el? Nici nu trebuia să vorbească, el nu vorbea mult în vestiar, doar prezența lui și spiritul lui avea o aură în vestiar și avea doar 24 de ani. Dacă am avea un capitan ca el și acum, nu cred că am mai fi pe locul pe care ne aflăm în momentul de față. E renumit. Hai să arătăm măsura cine e Dinamo. Cătălin reprezintă niște valori pe care încercăm să le aducem în interiorul clubului. Poate că la un moment dat tocmai aceste valori au lipsit echipei. Și știți foarte bine, cred că nu trebuie să mai povestesc cum era Cătălin și ce fel de legământ a lăsat după el. Dar este o săptămână neagră pentru Dinamo, de fiecare dată în octombrie.